Stai, băi, stai, nu te, băi, lasă-l, bă, că se renunță, bă, dă-i pace să mai obosească un pic. Nu, bă, că trece din nervi, bă, du-te, bă. Nu, stă pe rând, bă, 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 nu dai în bară, că se prea tine. Prea tine, bă, nu dai el. E Guzman, bă. Băi, popică, bă. Am uitat pe lumea să durma. Da, care s-a ținut acolo. Da, mă, nu este curent. Și dacă facem o mers? Te bași. Dacă vin aproape. Te bași. Până la poartă. Până unde e părul. Dacă vii la cea părul iarnă, vezi-o pe lecă. Ce plângea din iarnă? Nu știu ce. Nu știu ce, vin la aproape, nu-mi la tine. Dorin, ne vezi de rău. Acum sărim, fii atent aici că se vede. Deci fii atent, deci nu există curent. Săriți. În toate colțurile. Săriți. Știți. Săriți. Acum gata, deja ești pus în situație, poți transpira. Domnul Pop, deja transpiră degeaba. Deschide ușa. Deci nu mai ai, ai văzut că din urmă ce am întrerupt curentul. Nimic. Ai văzut, nu mai ai altă șansă. Ați întrerupt celălalt fir. Care fi? Bine, mă, dar o fire. Da, domnul, mă, cât e tare din poate. Bine, mă, pupică, din moment, dar nu te curenta. Îi pădea o fire. Tot s-o întrerup. Nu e adevărat. Tot, tot, tot. O fire atât de bun. A, bine, pupică. Pune-ți mâna. A, pune tu mâna. Dar pune mâna, aveți. Nu. Vezi că lovești copilul, mă. Am pus. Am pus, mă, nu. Domnule, dar nu vrem să vă discutăm ca și cu un om normal. Nu te consider un om normal. Nu, domnilor. Nu plecați. Adică deja ești gata, fii atent cum transpiri. Nu contează. Lasă bota jos. Contează. Lasă lumea acum. Deja nu te mai ține inima, uite cum e. O, când o vedeai greșit. Asta nu-i să scăpunzi, asta se vede. Dar uite pe el, deja e gata. Bă, nu știu ce mai lăsă cu bota așa. Da, mă. Nu, mă, poți chiar e chemat. Imediat. Dacă vrei cu porcă. Acum va veni vom. Vezi, mă, că ți-o spar capul. Du-te, mă, în casă, mă! Du-te în casă, mă! Да.
Închidem ușa, vă rugăm. Ce faceți? De ce dormiți aici? Vă este rău? Da, ați băut vin? Jo. Bere? Dar ce ați băut? Păi miroase alcool. Mirosiți alcool. Ce
Unde? Unde ați consumat alcool? Avem o problemă. Ce problemă? Că am, deci acum o jumătate de oră sau o oră. Așa? Da, avem o problemă aici care s-a intervenit aici și trebuie să intervenim. Ați văzut, domnul Barbu, vă rugăm, nu, nu mașină, vă rugăm să mergeți cu noi. Vă rugăm să mergeți cu noi. Mergem la sediu la noi, la poliție. Suflă. 081. Cât ați băut? Eu? Da. N-am băut nimic. Dar dormeați în mașină, vă clătinați acum. Eu se beau. Sunt în serviciu. Numărul de insignă. Refuzați să vă dați numărul de insignă. Vă mai spun încă o dată. Aș dori să spuneți pentru cameră numărul de insignă. Aș dori să vă spuneți pentru cameră numărul de insignă. Refuzați să vă legitimați. Nu vreau să încetez. Este dreptul meu să vă aflu numărul de insignă. O să-l aflați după procesul verbal. Nu o să-l aflu după procesul verbal pentru că nu am primit niciun proces verbal. În momentul de față, nu. În momentul în care ați devenit ofițer de poliție, ați depus jurământ? În momentul în care ați devenit ofițer de poliție, ați depus jurământ? Nu răspund la întrebările tale. Nu răspundeți la întrebări la care sunteți obligați să răspundeți. În momentul de față vă aflați sub jurământ? Nu, aș dori să știu și eu ce drept aveți dumneavoastră atât timp când nu vă spuneți jurământul și nu sunteți un ofițer de poliție. Vă informez că această uniformă a fost prinsă o prostituată la Piața Romană cu o uniformă identică cu a dumneavoastră, performând sex oral unui om bătrân. Probabil cunoașteți cazul. Uniformă exact cu grade și cu asta. Pot fi cumpărate din târg sau chiar din sex shop-uri. Demonstrați-mi că aceasta nu e o uniformă cumpărată din sex shop. Nu opresc camera. Ok, aș dori să știți. De față cu toată lumea, mi-a dat o amendă, nefiind sub jurământ și nespunându-și jurământul. N-ai voie să primești din sever mașină. Dacă nu vrea să legitimeze, ce? Nu te plecați! Dar vreau, nu te plecați! Dați-mi un buletin! Dați-mi un buletin! N-am niciun buletin, că n-a făcut nimeni nimic, absolut nimic! Dați-mi buletin! Domnule, mă lași! Doamnă, vreți să vă pun pe fichele? Firmați, doamnă! Nu mai văd bine! Nu mai văd bilet! Dar de ce o bruscați? Nu o bruscați, nu mai dăm sigur! Da! Cum? Haideți cu mine la mașină! Tu de ce vrei să pui mâna cu mine? Nu vreau, doamnă, ce să pună mâna cu mine ta! Tu de cât ori ai pus mâna pe mine? Nu mă trage, fiat! Nu te mă trecea, că îți dau o palmă de rute! Tu de ce pui mâna de 100 de ori pe mine? De ce? Și tu să nu mai filmezi, ai înțeles? Să nu mai filmezi! La acea locație e problema lor, este nepotul soției lui, care declară domnul Jurubiță că i-au făcut o viză de flotant în orașul Ovidiu pentru a susține examenul la școala de șoferi. Și flotant vine de la flotabilitate, adică de la capacitatea de a pluti? În cazul nepotului e posibil, nu știu. Sau e altă familie de cuvinte asta? E altă familie de cuvinte. Altă familie de cuvinte. Da. Da, spuneți. M-ați încurcat? Vizităm Palatul Parlamentului, asistăm la parade, discursuri și... Urmează să... Bă, nu, că răbușit, răbușit și nu... Mulțumim frumos! De fapt, e ziua României. Ok. Am primit ok-ul pentru un pic de amplificare. Nu trebuie să-ți fie rușine să protestezi. Trebuie să fii mândru de asta. Este cel mai bun lucru pe care tu ca cetățean poți să-l faci. Avem pentru a recâștiga control asupra instituțiilor care te guvernează. Aveți nevoie de liniște, domnule. Acum, liniște să fie. Liniștea e moarte. Liniștea pe lumea noastră. Încă avem
dintre noi nostalgici, la muncă, care își aduc aminte de niște vremuri, când probabil considerau că era mai bine pentru țara asta. Solidaritate! Ați o rugăminte să prezentați mai bine. De ce râdeți? Poftim? De ce râdeți? De amuză! Nu cunoașteți! Nu cunoașteți! Îmi prezentați și dumneavoastră. Eu acum n-am pus să-l prezint, vă spun numele meu. Nu aveți obligația să vă prezentați ceea ce mașină. Iată, legitimează mereu pe tine. Dar el e bărbat, mă, ce are cu tine? Ești personal. Dacă el e cântează bărbatului, viitorul președinte a României. Vreau să văd dacă vă cheamă real așa sau mă mințiți. Are dreptul să vă vadă legitimația, știți? Legea 550. Dumneavoastră îmi spuneți mie că legea... Da, spune. Legea 550. Da. Nu vă obligă să mai arătați legitimația? Nu. Eu sunt obligat să-mi prezint identitatea. Domnul Părăraș, nu-și da. Bine, foarte bine. Prezentați-i dumneavoastră și mă puteți să... Nu vă prezint nimic, deoarece legea 550 îmi zice că am dreptul să mă legitimez după ce vă legitimați dumneavoastră. Deci dacă dumneavoastră nu vă legitimați, eu am voie să vă conduc la secția de poliție. Eu să vă legitimați acolo. Nu refuz să mă legitimez. Dar? Vreau să vă legitimați dumneavoastră. Eu mă prezint și îmi declin identitatea. Nu. Atâta. Nu am obligație. Și... Arătați-mi dumneavoastră unde scrie în lege. Și am obligație să vă arăt lege. Să vă arăt ce și mai. Bun, dacă dumneavoastră mi arăți, asta e. Mi arătați. Dar dacă e așa, trătate. Da, și la bun, și dacă nu, vă legitimați și pe dumneavoastră. Și vă dați și demisia? Da, cu respect. Articolul, da, ia să asta. Vedem legea, că altă dată nici eu nu i-a răspuns, decât verbal. Am să umblăm? Legea a fost la purtător. Obligații. Să sunt monitoarele după noi ca să putem să ne justificăm legea. Deci să legitimeze, bla, 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 bla. Și noi, în cazul există implicit temenice, să vârșesc o infracțiune? Nu, da? Nu să vârșesc. Da. După părerea dumneavoastră urmează să se vârșesc? Nu. Și atunci unde este? După părerea mea, cine a scandat, a scandat, a folosit o portavoce cu mijlul matrificare sonulă. Nu, eu vreau să știu cu cine a făcut aici. Nu, stați așa. Nu, pentru că eu sunt agentul constatator. Eu la sfârșit îmi dovedesc un raport cu ce s-a întâmplat aici, da? Da, cine a scandat? Cine a scandat? Nu, nu se poate. Spune cum te cheamă. Nu... Prezintă-te, da. Ascultați-mă. Da, arătați-mi aia cu legitimația. Să legitimeze orice persoană, deci vă zice și când. Deci legea, da, legi, okay. Litera legii. Bun. Dumneavoastră când aveți voie. Liniște un pic. Spuneți dumneavoastră mie liniște. Când există indicii temenice ca săvârșește sau se pregătește să săvârșească o faptă ce constituie infracțiunea contra legii. Bun. Tocmai ați recunoscut că nu. Arătați-mi unde scrie cu legitimația. Deci, ok, deci aici ne-am înțeles. Cu legitimația. Pe atunci de ce să... Da. Normal, în exercițiu funcțional trebuie să vă legitimați. Da. Nu să vă prezentați actul de identitate. Aia înseamnă să te legitimezi. Nu, legitimare. Eu nu refuz să mă legitimez. Eu vă prezint care Așa. La litera 5, da. La cifra 5, spune așa, da. În exercitarea atribuțiilor de serviciu. Legitimația, ca să nu vreți să-i citeți legea? Recunoaște tacită că domnul stați să faceți că nu știe că... Spune-ne, da. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, da. Personalul militar al jandarmeriei române, da. Este obligat, da, să-și facă cunoscut, ascultați-mă, da, calitatea, da. Asta a spus. Da. Și, așa. Și, așa. Nu sau sau ori, da. Da. Să prezinte insignia sau legitimația de serviciu după caz. După caz. Deci nu sunt obligat. Păi deci nu sunt obligat. Deci omul n-a ora. Oamenilor în cazul în care rezultatul intervenției sau siguranța ulterioară a acesteia ar fi pericolizat. Deci așa nu este, dar ceea ce a citit dumneavoastră acolo este la latitudinea mea. Dacă se folosiți insignia sau legitimația. Dacă folosiți insignia sau legitimația. Dar dumneavoastră, obligația dumneavoastră ca cetățean care este la solicitarea
să mă legitimați pe dumneavoastră și după aceea să mă legitimați pe mine? Da. Absolut. Da? Unde scrie asta? Păi vreau să știu. Ascultați, stai să explic de ce există articolul. Deci ăsta degeaba nu există. Da. Că un organ poate să-mi zică că îl cheamă Greculescu. Să mă ia la secție, bate bine și după aia cui fac plângere? Un organ care mi-a zis pe încredere că îl cheamă Greculescu. Eu vreau să știu că sunteți, domnule. Rămâne spus, da, vă mulțumim. Și e Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei Române. Ar trebui să știe lucrurile astea. E o liniștea și ordinea publică, ar trebui să le cunoașteți. Legea, legea jandarmeriei. Scrie poliție, strase. Uite-l. Așa-i. Poliția lui ziua de azi te apără. Foarte bieți. De ce vrei să pui mâna cu mine? Nu vreau, doamne, cine a pus mâna pe mine? Nu mă trage, fii atent. Du-te, mă, mâncea ce vrei tu, dar mai repede ăla și du-te, dracu, mă supra de voi. La muncă, bă, nu la cerșit! Păi miroase alcool. Mirosiți alcool. Nu mi-ați nimic. Autoturismul va fi tractat, se va debloca traficul și va suporta. Asigurarea va repara gardul și copacurile celelalte va suporta conducătorul auto. Este un apel anonim la 112 și se fac verificări. Nu vă pot spune concret ce se întâmplă. Da, de la ora 1. Deci se fac verificări. În momentul că există. Deci nu știu, domnule. Nu știu. De ce? Nu știu. Cum așa? Nu știu de astea. Pistolul, în urma accidentului se va întocmi un dosar penal privind cercetarea acestui accident și stabilirea cu exactitatea vinovăției accidentului. Vă jură, de ce nu schimb mătării dacă nu pot? De ce nu le? Da, eu fac. Și ăla să bagă acolo, să uite. Uite, în cartea aia stăpăne. Și la mine din cartea acolo. Cine? Asta băiatul. Nu te-am făcut poză, te-am filmat.
the offenders, description in prison. 10-4 concealment. Description again, black shirt, bald head. Eu tô na frente dele, posso dar uma... Pra que ela? Se eu avisar, se prepare. I'm so glad I got that on camera. Go on, you little boy! Oh, it's just a fair go. Um rapaz foi detido e ia ser levado para averiguações na delegacia. Quando os policiais vão entrando na frente, olha o que, que ele faz. Abre a janela do carro, procura a maçaneta e foge. Sai em disparo. Hajde, 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 hajde
Ce mă, e du pici cu mai goje, mă. Fog de pici. Vite. Ne-a dat duă, ne-a muță, vede, vede. Ne-a dat muță, știi,